Hotelierii din Poiana Brașov sunt pe pierdere din luna martie și nu au mari speranțe nici pentru sezonul toamnă-iarnă. În momentul de față putem funcționa cu o capacitate de 30% în restaurante, iar acest lucru este, va fi o problemă în situația în care vom avea cazări și nu vom avea unde să servim masa. Lucrurile nu sunt roz nici în ceea ce privește restaurantele. Administratorii spun că nu Horeca este focarul de infectare cu coronavirus. Am încercat și n-am obținut nicio informație. Am încercat să primim un răspuns, fie că din Horeca au pornit focare și să ne dovedească cineva științific și cu date, fie că din Horeca nu au pornit focare. Pentru a-și dezmorți afacerile, patronii de restaurante încearcă să se adapteze crizei sanitare prin tot felul de măsuri. Vom face un schelet de lemn care va avea o prelată de jur împrejur, transparentă. Bineînțeles, vom pune încălzitoare printre mese. Va fi un ochi, va fi oarecum o distanță între umbrelă și schelet de aproximativ 40 cm, ca un fel de ventilație, să spunem așa, să nu fie un spațiu închis. Timp de 14 zile, în municipiul Brașov și comuna Hărman s-au luat măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii noului coronavirus.